Candidatul pentru fotoliul de ministru al justiției în cabinetul Gavrilița, Sergiu Litvinenko, a avut în activitatea sa tangență cu Partidul Comuniștilor. Potrivit site-ului telegraf.md, CV-ul actualului vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate scoate la iveală implicarea sa în guvernarea comunistă și activități comune cu Maia Sandu în perioada de glorie pe CRM. Potrivit portalului telegraf.md, care a studiat CV-ul candidatului pentru funcția de ministru al justiției, Sergiu Litvinenko și-a început activitatea de jurist consultant și a crescut în carieră anume în perioada când Partidul Comuniștilor se afla la putere și deținea controlul absolut în Republica Moldova. Astfel, Litvinenko a activat pentru comuniști în perioada guvernului Tarlev II și în guvernul Zinaida Greceanei, după care a fost promovat la președinție. Telegraf mai susține că în perioada 2006-2008, Litvinenko a lucrat împreună cu Maia Sandu, ultima fiind angajată pentru comuniști în calitate de consultant în diferite proiecte în domeniul bunei guvernări și reformei administrației publice, după cum este indicat și în CV-ul actualului președinte al Republicii Moldova. Din ianuarie 2009 până în luna mai 2009, inclusiv în perioada protestelor din aprilie 2009, Sergiu Litvinenko a activat în calitate de consultant principal în serviciul acte ale președintelui Vladimir Voronin. După căderea comuniștilor, Litvinenko a fost transferat la Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, unde a reușit să lucreze cu Vlad Filat și Iurie Leancă. Mai târziu, candidatul pentru funcția de ministru al justiției a lucrat la Ministerul Educației tocmai în perioada în care instituția era condusă de Maia Sandu. Tot acolo a cunoscut-o și pe Liliana Nicolaescu Onofrei, o altă actuală figură importantă în PAS. Din martie 2019 până în prezent, Sergiu Litvinenko este deputat în Parlamentul Republicii Moldova.